Domnule ministru al sănătății, Lali Florinli, aveți aici o mână de oameni onești, veniți încă de la Săcele, Brașov, să-și ceară dreptul elementar la sănătate. Nu se poate să ne ignorați la infinit. Haideți să intrăm în formație acolo unde ne cer jandarmii, haideți să fim civilizați, să le arătăm că noi putem. Și dacă noi putem, ar trebui să poată și ei. Thank you.
mine aici. De asta stau, nu mi-e ușor să fac toate lucrurile astea în mână. Aici sunt semnăturile săcerenilor care și-au exprimat dorința de a avea un spital în orașul nostru. Orașul nostru are 32.000 de locuitori. Comunele arundate mai sunt încă pe atâta. Deci una peste alta 60.000 de români nu au astăzi asistență medicală. Este corect așa ceva, domnule ministru? Ciumă portocalie care vinde tot.